Nu știu dacă ați remarcat, dar e o caterincă generalizată în țara asta. Chiar în sensul ăsta, da, de miștocăreală ieftină. Și nu mă refer la terchea berchea de ăștia ca mine, cărora încă le e permis să vorbească la televizor. Nu, s-a umplut România de băieți ironici ca maidanezii de purici. N-ai văzut așa ceva? Toți inculții care s-au oprit după primele trei pagini din Neamul Șoimăreștilor scot pambliș pe nas, da? Nu mai pot de creativitate. Ar trebui ca orice fel de modificare de legislație, fie prin ordonanță de urgență pe care o face guvernul, fie parlamentul, să înceapă să consulte toți actorii. Sindicate studențești, minerii... Caterinca, tăticu, nu poți să mai ieși pe stradă că dai de băieți cu facultatea de șmecher făcută la Seral. Adică vezi, doamne, actorii, profesorii care au protestat împotriva ordonanței 7, niște unii acolo, nu poate să stea PSD-ul acum după toate ciurucurile, domne, după toți dezorientații. Domnul Rebenciuc, haideți, domne, mergeți acasă, le întunecați viitorul acestor băieți, pe bune. La fel sunt ăia de se luptă pentru BNR. Vâlcov s-a murdărit pe la gură acum câteva zile de miștouri și de patriotism. I-a luat pe toți asta cu patriotismul, da? Păi le suflă în nas Livache dimineața să infesteze. E, pe Vâlcov l-au miștocărit la rândul lor cei de la BNR. Nu că n-ar fi meritat. Legat de insinuările făcute, îi recomandăm domnului Vâlcov să sesizeze, dacă are dovezi, organele abilitate, pentru a nu-și îngreuna situația juridică deja dificilă prin tăinuirea unor așa zise adevăruri patriotice. Poftim! Nu cred că mai există subiect în țara asta pe care se poate vorbi aplicat, cu argumente. Una, două, hai mă să ne luăm la mișto! Și stați că mai avem și patrioți plecați, daci că se întorc! Păi doamna Elena Udrea, patriotă și acum să nu, patriotă de-asta bogată. Udrea povestește cum i-a cumpărat lui Chioveși o geantă de 3.000 de euro. Vă amintiți cât a costat? Toate costă cam la fel, da, în jur de 3.000 de euro. În jur de 3.000 de euro. Ca să nu fie o mistercă, că ne împărțim în jurul prețului. Ok. A, nu, fată, nu erau prietene, numai că așa făcea atunci doamna Udrea, în acei ani, da, dacă te vedea pe stradă, în liv, la prozar, oriunde, pac, îți dădea o geantă de 3.000 de euro, pantof de 5.000 de euro, o bluziță la 2.000 de coco, chestii de astea. Ce păcat că nu se fac bani din miștocăreală ieftină. Eram peste nemți, vă spun. Aveam toți salarii speciale, pensii speciale, tablouri de milioane de euro ascunse sub pat. Stai, bă, că aici nu-i de glumă.